Slavă lui Dumnezeu, stai nascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetea a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă vrei să mergi departe cu Dumnezeu, încetează să pierzi timpul. Unele persoane sunt foarte ordonate și pot măsura, la sfârșitul zilei pot să facă totalul câte ore au cheltuit în fiecare activitate din zi. Dar multe persoane nu sunt așa. Personal, nu aștea fiecare oră din zi să scriu în carnet, am făcut 5 minute asta, 10 minute asta. Pentru mine e ceva care... Nu. Dar. Chiar dacă nu stau cu scarnițelul făcând așa, știu că există anumite lucruri care sunt prioritare și care trebuie să le fac înainte de toate. Mă întorc la pilda celor 10 fecioare. Mă întorc la această pilda. Cele neînțelepte am văzut că au avut timp, au avut resurse, au avut bani pentru a merge să cumpere. Dar acel timp au făcut altceva. Și vreau să insist, acel altceva poate să fie ceva foarte util. De fapt, erau fecioare, deci acel altceva care au făcut, în loc să se ducă să cumpără, era ceva bun, nu era păcat, cu siguranță. Însă, din lipsă de înțelepciune, n-au știut că timpul alocat pentru a face ceva este limitat. Chiar timpul pentru a trăi este limitat. Că te naști și mor. Nu avem tot timpul. De aceea eu nu mai vreau să trăiesc ca și cum am tot timpul. Nu. Există o urgență. Pentru că nu avem tot timpul din lume. Este o iluzie asta. În care de multe ori am trăit. Hai să vedem pilda cu care am terminat ieri. Biblia zice, Luca 12, versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împarte cu mine moșia noastră. Omul i-a răspuns, Iisus, cine m-a pus pe mine judecător să împartitor peste voi? Apoi l-a zis, vedeți și păziți-vă orice fel de lacomie de bani, că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și l-a spus pilda aceasta. Țarâna unui om bogat, rodise mult, și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi stric roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grănirile și voi zidi altele mai mari. Acolo voi stringe toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strinse pentru mulți ani. Odihnește-te și de mănâncă, ba și veselește-te. Acest om, care era un om muncitor, care lucra, care avea o întreprindere, un om respectabil, dar nu era o problemă pentru societate, nu era un calcator de lege. Din potrivă, nu cred că el muncea singur, cred că avea și angajat, deci propunea lucruri de muncă, deci un om respectabil. Și ceea ce face era foarte bine.
Și el ajunge totuși la un punct, se întâmplă ceva interesant. Țarina unui om rodise mult. Deci, el deja avea grânare unde stoca ceea ce producea, ca să zic așa. Dar la versetul 18, 10, așa, când a văzut că în anul respectiv țarina a rodit mult și a dat seama că grânarele lui nu au capacitate pentru a stoca ce s-a produs acum. Și zice așa, deci gândea în sine lui, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată ce voi zice, ce voi face el. Îmi voi strica grănările și voi zidi altele mai mari. Deci, la punctul ăsta, el încă planuiește. Ok, cum să fiu mai bogat? A produs foarte mult. Am deja grânarele, dar nu mai e loc. Hai să stric asta, hai să construiesc mai multe. Deci aici el planuiește, da? E un plan de viitor. Un om, un successful businessman, dar planuiește pentru viitor. Uite, trebuie să am un alt proiect acum, trebuie să stric ce am, să le distrug, să construiesc mai mare. Și când termin acest proiect, deci el a mai avut proiecte care au reușit. Și încă un alt proiect și se gândește, când fac și proiectul ăsta, după ce o să spun, ok, foarte bine, acum odihnește-te, veselește-te. Și asta este doar un plan care este în mintea lui. Ceea ce el nu știe, i s-a dat mult timp și acum s-a terminat timpul lui. Nu s-a avut nici timp să strice grânarele, nici să construiască cele mai mari. Că Biblia zice așa. Dar Dumnezeu i-a zis. Când i-a zis? Când în sine lui avea acel plan de a strica și de a zidi unele mai mari. Dumnezeu îi zice, nebunule. Nu nebun că avea probleme psihiatrice. Ți-am zis, un om respectabil își plătea taxele, propunea locuri de muncă, avea succes. Oare este rău în asta? Nu. Era bogat. Este rău? Nu. Avram era bogat, Isaac era bogat, Iacov era bogat. Da, Avram era bogat. Dar vei citi, ori de câte ori se duce într-un loc, zidea un altar Domnului. Uite ce zice Dumnezeu. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui voi fi. Tot așa și cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aici este problema. Un om cum este Avram era bogat, dar a avut grijă să se îmbogățească și față de Dumnezeu. Un om cum este Isaac era bogat, dar a avut grijă să se îmbogățească față de Dumnezeu. A avut grijă să adune comor spiritual. Nebunia acestui om este că i s-a dat timp în viața lui. Și nu a făcut rău că a construit un business care a avut succes. Asta nu este rău. Răul este că nu a fost înțelept că tot în acel timp să se îmbogățească față de Dumnezeu. Hai să citesc un text care îmi place mult. Faptul Apostolilor 17, versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini.
El nu este slujit de mâini omenești ca și când a avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. El a făcut toți, ca toți oamenii, ieșit dintr-un singur, să locuiască pe toată fața pământului, l-a așezat, și fii foarte atent aici, l-a așezat anumite vremuri, timp. Și a pus anumite hotare locuințelor. Deci Dumnezeu n-a dat vremuri, timp, n-a dat spațiu, hotare, unde să locuim. Cu ce scop? Cu ce scop Dumnezeu n-a dat timp pe pământ? Cu ce scop Dumnezeu n-a dat pământul unde să locuim? Biblia zice, ca ei să-L caute. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbuind măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Ăsta nu a făcut acel om. De aceea Dumnezeu a zis, nebun, ești nebun. Nu ai fost rău, dar ești nebun. Pentru că timpul care ți l-am dat să te silești, să mă cauți și să mă găsești, ai cheltuit tot doar să te îmbogățești pentru tine. Cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu este sărac. De aceea Biblia spune, noi putem această comoară în vase de lut, cunoașterea lui Hristos. Și cunoașterea lui Hristos, fratele meu, sora mea, e că scara lui Iacov, care se sprijine pe pământ, și vârful atinge cerul. Adică sunt multe niveluri la cunoașterea lui Hristos. Așa că, dacă nu avem grijă de acest adevăr, nu avem nevoie să fim rei. Dar la un moment dat s-a putea Dumnezeu să ne spună exact ce a spus acest om. Dacă nu avem grijă, cu timpul care ne este dat, să fim destul de înțelept, să ne și îmbogățim pentru Dumnezeu. Cum se face asta practic, vedem mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.